emisiune sponsorizată de Condor Oil. Bună seara, doamnelor și domnilor! Vă mulțumim că sunteți alături de noi la o nouă ediție a emisiunii Banii Tăi. Vinerea ediție specială, cu număr de telefon, cu SMS-uri în direct, cu subiecte interesante, cu sponsorul emisiunii Condor Oil și cu Marius Munteanu. Bună seara, Marius! Bună seara, Teodora! Bună seara, stimați telespectatori! Mulțumim că sunteți alături de noi. În fiecare vineri în direct încercăm să aducem subiecte noi de interes pentru buzunarele noastre. Astăzi vom vorbi despre... Vom atinge puțin și latura politică și vom vorbi despre politică versus frauda asupra bugetului de stat, top dosarelor, cele mai importante dosare ale corupției, deciziile justiției. Așa, multe discutăm, n-avem decât jumătate de oră. Vom avea timp, le vom puncta câte puțin din fiecare. Sigur că da. Deci. Și vom începe cu fraudele uriașe aduse bugetului de stat. Eu am scos câteva exemple, mai exact din februarie până în mai, la sfârșitul lui mai, și vom vedea cât prejudiciu a adus aceste fraude bugetului de stat. Sigur, vorbim despre o parte din fraude, fraude care, a căror dosare trenează de foarte, foarte, foarte mulți ani și vedem exact impactul, o să analizăm impactul asupra bugetului și asupra buzunarelor noastre. Trebuie să țineți cont că e numai o mică, mică parte, punctăm doar primele 8-9 care sunt în top. Deci, să începem cu prima. Cele mai importante. Începem cu prima. Prejudiciu de 80.000 de lei la Compania Națională a Cuprului, Aurului și Ferului Mininvest Deva. Frauda de 80.000 de lei la Compania Națională a Cuprului, Aurului și Ferului Mininvest Deva a fost acoperită cu facturi de haine, detergenți, carne și fructe, dar și prezervative. Descoperirea a fost făcută recent de Curtea de Conturi după decontarea bunurilor fiscale. Ok, deci inclusiv la companiile de stat se introduc facturi fiscale fictive, inclusiv se introduc mărfuri de aiurea. E interesant treaba cu prezervativele, a mai fost o situație la SRI când au comandat sute de mii, milioane de prezervative. Sună interesantă ca știre, numai că aceste prezervative au și o utilitate pentru colectarea de probe și așa mai departe, deci nu le folosesc la... pentru adevăratul lor scop, ci pentru un scop colateral, clar cu bună știință. Exact, pentru decontarea unor bunuri fiscale. Fraudă alimentară discutată la Comisia Europeană. Carnea de cal găsită în conserve de gulaș, retrase pe rafturile din Germania, provine de la un furnizor polonez. Autoritățile de la Varșovia au demarat deja o anchetă, iar subiectul fraudei alimentare va fi discutat în cadrul Consiliului European pentru Agricultură, ce va avea loc la Bruxelles. Deci e o altă fraudă la nivel european, facem comparație în același timp și cu fraudele din România și cu fraudele care se întâmplă și la nivel european, pentru a vedea că nu suntem singurii care fraudează bugetul. Corect. Zeci de fermieri sunt suspectați că au vândut ouă marcate bio, deci veneau de la găini din crescătorii obișnuite. După scandalul cărnii de cal, autoritățile germane anchetează o nouă presupusă fraudă alimentară. Zeci de fermieri sunt suspectați că au vândut ouă marcate bio, deși mai scumpe, deși veneau de la găini din crescătorii obișnuite. Am înțeles. Iată că românii găsesc metode de a face bani. Sigur că da. Deci au trimis până și la nemți, au trimis ouă care de fapt erau clasificate ca și fiind bio, ca și fiind ceva mai scumpe și de fapt erau ouă de la găini chinuite. Până la urmă ar trebui să respectăm și să apreciem ambiția românului, nu? Tenacitatea. Creativitatea, da, și imaginația. Da, cred că suntem primii în lume. Corect. Fraudă de peste 5 milioane de euro la Spitalul de Psihiatrie Alexandru Obreja. Mai multe percheziții au declanșat nebunia la acest spital. 7 oameni sunt acuzați că au topit peste 5 milioane de euro printr-o schemă simplă de evaziune fiscală mascată sub cele mai bune intenții, renovarea Spitalului Alexandru Obreja. O renovare care a fost mult supraevaluată și pentru care nimeni n-a tăiat facturi. Printre cei ce se află Printre ei se află și fostul manager al spitalului, George Marcu. El ar fi adus prejudicii de 3,8 milioane
de lei în bugetul spitalului și 1,4 milioane de lei în bugetul statului. Sigur că da, știm deja că e o practică în general în zona firmelor de construcții, vedem tot felul de patroni de firme de construcții plin de bani, plin de aere și de fapt banii provin din supraevaluări de lucrări. Vedem clar și în Galați e o singură firmă de ani de zile care asfaltează și așa mai departe. Putem vedea, numai că nu putem face nimic, sunt organele abilitate care ar trebui să-și facă datoria și precum vedem își fac datoria, numai că în justiție dosarele trenează, asta e și de fapt tema emisiunii noastre, dosarele trenează foarte mult, prejudiciind bugetul de sume importante de bani. Percheziții la grupări de înșelăciune și fraude informatice. Rețeaua condusă de 5 deținuți. Procurorii de ICOT și polițiștii fac 30 de percheziții în Prahova, Dâmpovița, Ploiești și Ilfov la membrii unei grupări conduse de 5 deținuți care ar fi înșelat unități bancare, supermarketuri și alte companii cu peste 350.000 de euro. Membrii grupării se ocupau cu înșelăciuni prin telefon sau cu fraude privind coduri de reîncărcare pentru cartelele prepaid. Sigur, asta e ceva specific ce fac românii și în străinătate. E de domeniul infracțional, mai puțin de domeniul prejudiciare a bugetului statului. Atingem, eu știu, infracțiuni din mai multe domenii pentru a vă face o idee despre ce e vorba și apoi o să intrăm în detaliu. Percheziții la sediul companiei Ierbașu. Ancheta ar putea scoate la iveală fraude uriașe ale conducerii Radetului. La domiciliile unor suspecți, anchetatorii au găsit sume importante de bani, sute de mii de euro și zeci de mii de euro, bani despre care se credea că provin din mită luată pentru a acorda contracte preferențiale și avantajoase pentru societățile private. Este vorba de sute de mii de euro, acesta fiind prejudiciul adus companiei Radet de către cei din conducerea acesteia. Sigur că da, e același lucru care s-a făcut și la Patern, care s-a făcut și la Apă Canal, care s-a făcut peste tot, supraevaluând lucrările și acordând lucrările preferențial pentru aceleași firme despre care am mai spus că sunt în Galați și sunt aceleași tot timpul care sunt abonate la lucrări cu regiile autonome și regiile care aparțin primăriei. Fraudă cu analize medicale, prejudiciu de 500.000 de euro. Activitatea infracțională a constat în principal în fraudarea de către mai mulți medici și angajați ai unor laboratoare de analize medicale a bugetului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, prin decontarea unor analize medicale care nu au fost efectuate în realitate, cauzându-se un prejudiciu de 500.000 de euro. Rețetele eliberate de medici pe numele unor bolnavi falși erau predate către trei societăți fantome care dețineau farmaciile, apoi erau decontate. De regulă, erau trecute antibiotice care conțin o substanță activă foarte scumpă, așa că profilul obișnuit era considerabil. Profitul obișnuit era considerabil, profitul. De acord. Ceea ce se întâmplă aici nu se spune în știre. De fapt, în realitate, medicamentele care erau sustrase erau ulterior revândute la export cu un profit substanțial, datorită faptului că pe piața internă aceste medicamente erau subvenționate. Profitul era ceva mai mare și nu reprezintă decât una din infracțiunile făcute de una din companiile care se ocupă cu analizele, una din companiile medicale care se ocupă cu analize, sunt și altele. Trebuie, stimați telespectatori, să multiplicați ceea ce vă spunem noi acum cu 2, 3, 10 ori, pentru că aici sunt numai câteva dintre fraudele care s-au descoperit și numai dintr-o singură localitate. Multiplicați la nivelul țării, în fiecare localitate cu siguranță mai există câte o firmă din asta și ajungem și vedem exact amploarea prejudiciilor. Iată că și în sănătate atinge corupția. Absolut. Percheziții la RON suspectați de fraude bancare de 22 milioane de euro. Aproape 90 de persoane au fost astăzi căutate de procurori, suspectate că au obținut credite bancare folosind acte false. Banii din credite au fost investiți în mașini de lux. Procurorii au confiscat 26 de autoturisme de lux, 6 kg de bijuterii și câteva sute de galbeni. Da, acum toată lumea își pune întrebarea de unde au
Vedem pe stradă foarte multe mașini noi, BMW-uri, Mercedes-uri și așa mai departe, condițiile în care sărăcia este generalizată. Vă dăm numai câteva exemple să vă faceți o idee, deci credite luate abuziv și cu acte false. Încă o dată este vorba de un singur exemplu, e vorba de o singură rețea, trebuie să multiplicăm la nivelul fiecărui județ cu câte una sau alte două, trei rețele și lucrurile stau complet diferit și cu mult, cu mult mai de amploare. Ce impact au aceste fraude asupra buzunarelor noastre? Depinde de tipul de fraudă. De exemplu, tipul de fraudă medicală care s-a făcut la acea companie de analize, de efectuat de analize. Sigur că da. S-au prescris rețete false. Sigur. Acolo, clar, impactul este furt pe față din bugetul de asigurări sociale. Știm foarte bine că sunt medicamente care nu pot fi compensate. Au fost probleme cu medicamentele pentru cancer, au fost probleme cu alte tipuri de medicamente din cauza lipsei de bani. Acea lipsă de bani provine și din faptul că resursele puține care sunt se scurg pe căi ilicite sau pe căi ilegale sau oculte în buzunarele altora pentru profitul altora. În condițiile în care n-ar fi aceste fraude, probabil ar fi mai mulți bani, nu probabil, sigur ar fi mai mulți bani și ar putea fi acoperită o paletă mai largă de medicație pentru bolnavi, pentru toți, pentru noi toți, care suntem din ce în ce mai bolnavi datorită stresului, datorită situației, datorită poluării, datorită mediului toxic în care trăim. Poate fi vorba de rezultatul mai multor rapoarte negative despre justiție datorită sau din cauza cărora s-a întârziat aderarea României în spațiul Schengen? Cu siguranță, dar neaderarea noastră la spațiul Schengen nu este datorită fraudelor care s-au făcut în domeniul medical, fraudelor, eu știu, de mică corupție. Neaderarea noastră la spațiul Schengen este legată de netratarea acestor aspecte în justiție corespunzător. Și mă refer la faptul că mai nou e cazul Becali și aș vrea să ne referim un pic mai în detaliu. Fraudă făcută acum 10 ani nu s-a găsit timpul necesar pentru a fi judecat și tras la răspundere. De-abia după 10 ani, datorită unei conjuncturi și forțat fiind de Uniunea Europeană, s-a ajuns la o decizie corectă și la o decizie normală. Aș vrea să povestesc un amănunt destul de picant. Am plecat într-o zi afară din oraș, la o benzinărie. M-am oprit să-mi fac plinul, era într-o dimineață. Discutau cele trei doamne de la benzinărie despre cazul Becali. Într-o glumă le-am spus că ne-a procopsit Dumnezeu să scăpăm de președintele care ne-ar fi scos din sărăcie. Foarte revoltate doamnele de ironia pe care am spus-o. Au spus, dar ce, domne, dar ăia care fură din Parlament, care stau și dorm și fură, că ăsta măcar a făcut ceva. N-au reușit să înțeleg care este sensul că ăsta a făcut ceva. Deci, de exemplu, dacă eu mă duc și fac un bine, iau, eu știu, rechizite la vecina de la 5, după aia pot să sparg casa la vecina de la 3 să iau televizorul? Și atunci pot să am scuza să spun, stai, domne, că am făcut ceva bun, i-am luat rechizite lui copilul de la vecina de la 5, nu. Dar mergem și pe principiul acela, acela a furat 6 covrigi, de exemplu, da? Și nu ne-a dat nimic. Acesta a furat 7 și ne-a dat măcar un covrig. Asta este mentalitatea legislația românului. Da, probabil, dar mentalitatea românului, numai că legislația spune clar, domne, ai furat, trebuie să plătești, mai mult sau mai puțin. Clar, omul a făcut o fraudă, a schimbat niște terenuri, a prejudiciat la momentul respectiv, atenție, se tot spune că prejudiciul e de $1,000,000, dar acel $1,000,000 e la momentul de acum 10 ani, când terenurile aveau o valoare de 10 ori mai mică sau de 100 de ori chiar mai mică. La momentul ăsta, în momentul în care el a făcut schimburile normal, prețurile după aia au crescut de 10 ori, 100 de ori. $1,000,000 prejudiciu poate să-l acopere fără probleme vânzând numai o mică parcelă.
Lucrurile nu stau chiar așa, lucrurile ar trebui să stea clar, deci cine a greșit trebuie să plătească, n-ar trebui să mai martirizeze, n-ar trebui să mai spunem că stai domne că a făcut nu știu ce case pentru sinistrați. Da, le-a făcut case, dar nu le-a dat act de proprietate. A făcut niște case cu niște materiale, probabil la o firmă care o avea și a mai spălat niște TVA sau a făcut ce a făcut. Deci hai să nu fim ipocriți și să vedem adevărul, să vedem exact că justiția își face datoria cam încet și să revin la neintrarea noastră în zona Schengen, ceea ce nu știu foarte mulți și aș vrea să le spun telespectatorilor, neintrarea noastră în zona Schengen s-a bazat pe niște rapoarte făcute de niște agenți trimiși de Uniunea Europeană, agenți deghizați, care funcționau ca și șoferi de tir, au intrat cu tirul, cu o anumită marfă, au dat șpagă, a fost primită șpaga, au trecut cu ce au vrut ei să treacă și atunci au adus aceste lucruri la cunoștința Uniunii Europene. Clar lucru, în rapoartele Uniunii Europene se găsesc aceste lucruri, nu se spun, tot timpul ne victimizăm că nu intrăm în Uniunea Europeană, că nu știu ce vor unii și alții. Nu intrăm pentru simplu fapt că în momentul în care se face un act de corupție la nivelul organizațiilor, organismelor, autorităților statului, nimeni nu ia nicio măsură sau măsurile se iau prea târziu când nu mai e nimic de făcut și eventual sunt cei care sunt vinovați, sunt repuși în funcție. Deci ăsta este adevăratul motiv. Am înțeles, efectul sau decizia justiției pentru aderarea României la spațiul Schengen nu prea are valoare, dar deciziile justiției asupra bugetului de stat, ce impact are? După cum vedem, sunt o grămadă de fraude care au adus prejudiciu statului român. Sigur că da, justiția se mișcă probabil și sufocată de multitudinea de dosare. Justiția se mișcă în ritmul ei, situația e de așa manieră și procedurile sunt de așa manieră încât termenele sunt legale, sunt reale, sunt normale. De foarte mult timp ne chinuim să adaptăm codul penal, de foarte mult timp ne chinuim să adaptăm codul civil, de-abia a reușit să intre în vigoare nou cod civil, mai așteptăm să intre în vigoare nou cod penal, care nou cod penal este cumva ajustat și aliniat la normele europene, în care termenele sunt cu mult mai rapide, nivelurile de tratare a lucrurilor și de judecare a cauzelor sunt pe diferite paliere, diferite, judecătorii, diferite instanțe. De ce? Pentru că există posibilitatea să nu se vrea, există posibilitatea să nu se cunoască, există posibilitatea ca pregătirea judecătorilor pentru nouul cod civil să fie diferită și să fie cam greoaie și așa mai departe. Nu știu de ce, dar se trenează. În general, noi avem un talent de a trena lucrurile și a duce spre nicăieri. Urmăream zilele trecute pe Euronews, am ajuns să ne filmeze pe Euronews autostrăzile care duc nicăieri. Este exact ca la Palermo, unde mafia face legea, unde s-au tras miliarde și miliarde de euro de la bugetul Italiei pentru a face autostrăzi în cerc și autostrăzi care nu duc nicăieri. Ei făceau o paralelă, cam așa se întâmplă și la noi, sunt porțiuni de autostradă care s-au făcut, după aia e câmp, după aia iar câmp și așa mai departe. Deci autostrăzi care nu duc nicăieri sau ne lăudăm că sunt porțiuni de 30 de kilometri de autostradă. Aia nu se mai cheamă autostradă, eventual se cheamă un drum mai lung îmbunătățit. Asta ce înseamnă? Că avem conducători incompetenți sau că România este o țară coruptă? Asta înseamnă că justiția nu-și spune cuvântul la momentul la care trebuie să spună cuvântul și am să spun exact ce vreau să spun. Am să explic exact ce vreau să spun. Vreau să spun că în condițiile în care conducătorul, de exemplu, de la autostrăzi este schimbat, este cercetat penal și dovedit într-un timp de un an, doi ani și este schimbat și vine altcineva, atunci lucrurile pot fi remediate. În condițiile în care conducătorul este dovedit că a fraudat sau a făcut ceva și pedeapsa vine după 10 ani, timp de 10 ani el fiind considerat nevinovat și rămânând în continuare la conducere, fraudând în continuare în același stil, automat prejudiciul crește. Sau este trimis de la o judecătorie la alta? Sau, deci putem să ne aducem aminte de
vestitul caz Nicolaiciuc, unde a fraudat 100 de milioane de euro din bugetul CFR-ului. L-au cercetat, cât l-au cercetat câțiva ani, 4, 5, 6, 7 ani, el bine mersi a stat pe funcție și a continuat să fraudeze. În momentul în care erau să-l aresteze, s-a urcat în avion și a plecat în Statele Unite și a cumpărat omul bine mersi câteva apartamente. Știi cum l-au descoperit? Nu știu. L-au descoperit în momentul în care și-a pus un apartament, un condo din Miami și l-a pus pe un site de imobiliare să și-l vândă, iar prostul a fotografiat o porțiune din apartament unde era și o oglindă și în reflexia oglinzii era el. Iar cineva care stătea în Miami a recunoscut poza, automat a trimis un e-mail sau a trimis la ambasadă sau la poliție și atunci au reușit să-l depisteze unde este. Altfel, fără prostia lui, n-ar fi în țară niciodată. Care e morală? Trebuie să fii și deștept ca să poți fura, nu? În momentul în care ai foarte mulți bani și te crezi stăpânul lumii și zeul zeilor, vezi Adrian Năstase, crezi că nu ți se poate întâmpla niciodată nimic, crezi că poți să faci ce vrei și poți să fraudezi și să fii pe împărăția ta. Mi-aduc aminte cu mult haz când le spunea tuturor parlamentarilor să vină să-i numere ouăle la el, la firmă, ca să vadă dacă e corect sau nu e corect în afacerile lui pe care le face. Deci ajungem la momentul în care conducătorii pot își permit, datorită grandomaniei, să facă și glumițe din astea de stradă, de colț de stradă, de oameni needucați. Atunci ce trebuie schimbat în sistemul politic? În primul rând sistemul politic, în primul rând oamenii politici. Vedem foarte bine că s-a votat cu 70% o alianță care, dacă ar fi avut pe listele ei și o maimuță, ar fi ieșit, fără doar și poate, și care la numai puțin de 3 săptămâni, o lună de când au luat puterea, au început să nuanțeze promisiunile pe care le-au făcut, iar până la momentul ăsta niciuna din promisiunile pe care le-au făcut nu a fost onorată. Deci, în primul rând, oamenii ar trebui să se orienteze când votează, chiar dacă e dificil, chiar dacă e greu de crezut că poate câștiga și altcineva, să încerce să voteze omul și nu lista, să încerce să voteze în zona în care sunt oameni, cât de cât, dacă nu chiar integri. Spui că trebuie să schimbați absolut toți conducătorii din politică. Au tot fost schimbați de la Revoluție încoace sau aveam corupție și în nu, perioada deci trebuie comunismului? Trebuie schimbați oamenii politici, am spus. Oamenii politici, cei care fac politică, nu cei care iau decizii și care conduc. Cei care iau decizii și care conduc ar trebui schimbați și ei cu oameni tineri care deja au fost trimiși în străinătate, cu oameni care deja sunt în străinătate și au o groază de cunoștințe, o groază de conexiuni, chiar în momentul în care ești corect și îți desfășori o activitate corect, încep să-ți creezi și conexiuni și relații interpersonale și ar trebui puși la treabă. Clar lucru, vedeam mai de ună zi că comentăm despre salariile bugetarilor, salariile de la marile regii, salariile de la marile companii de stat. Să fim înțeleși, în momentul în care conduci 10-15 mii de oameni, în momentul în care conduci 10-15 mii de oameni și iei 17 mii, 20 mii de euro și îl dai pe omul ăla la televizor fraudează și ia 20 mii de euro la salariu, 20 mii de euro să conduci 15 mii de oameni e un salariu fantastic de mic, extraordinar de mic. Ca să dau un exemplu, la un nivel de 150, deci de 10 ori mai mare, să spunem General Motors, un director care conduce de 10 ori mai mult personal decât ce am vorbit mai devreme, 15.000 de oameni, salariul lui e de câteva milioane de dolari. Deci nu de 10 ori, chiar de 100 de ori față de ce se oferă la noi. Deci ar trebui să ne uităm un pic nu numai la salarii, ar trebui să ne uităm un pic și la competența omului, ar trebui să ne uităm un pic și la rezultatele omului. Deci, iar justiția trebuie să-și spună cuvântul în condițiile în care, domnule, nu ești bun, dispari, lasă-l pe altul. Păi, tocmai, astea sunt exemple rare care ai spus tu, dar sunt oameni puși pe poziție, iată că
Pe poziții? Dând mită sau șantajând. Sau datorită, salarii imense față de omul care ar trebui să aibă acel salariu. Cu siguranță. Sau în marea majoritate a posturilor sunt, ocupate de oameni puși politic, oameni care competența lor este oarecum limitată și atunci și rezultatele sunt dezastroase, nici măcar limitate. Atunci corupția ce este? Este moștenirea comunismului sau este rodul democrației? Corupția este un cuvânt care vine chiar din antichitate, care vine chiar de când s-a creat omenirea. Corupția este o practică... Poți să-mi dai un exemplu de corupție din antichitate? Absolut. Corupția este o practică care se face din antichitate și atunci cu siguranță n-am inventat-o noi aici. Noi numai am rafinat-o și vedem că valorile sunt cu mult mai mari. Clar lucru, corupție există din timpul Imperiului Otoman, din antichitate, de când veneau vapoarele să intre în port, nimeni nu declara sau își mai dădeau șpăguțe și așa mai departe. Imperiul Roman a căzut din cauza corupției, alte imperii, Imperiul Otoman a căzut din cauza corupției și așa mai departe. Noi vorbim de ziua de astăzi, persoanele din perioada comunistă poluează și care sunt la putere, poluează clasa politică în momentul siguranță, de față. Da. Poluează e un cuvânt cam dur, nu l-aș folosi. Influențează foarte mult și negativ. Influențează foarte mult negativ pentru ritmul nostru de dezvoltare și pentru tendința noastră de dezvoltare, pentru că omul ăla a studiat, a mai spus, era sloganul 91, cine a studiat 5 ani la Ruși nu poate gândi ca Bush. Nu prea l-am înțeles la momentul ăla, după aia am înțeles exact ce vrea să spună. Deci omulețul ăla a studiat în Rusia un stil de dezvoltare, un stil de conducere și așa mai departe. Clar lucru că nu poate transmite altceva, nu poți să transmiți ceva ce nu știi, nu poți să spui ceva ce nu știi. Și atunci spui ce știi, dar numai că ce știi și ce transmiți, de fapt, nu mai e în concordanță cu ce avem noi nevoie astăzi. Și pentru că nu mai avem timp de a discuta topul dosarelor de corupție și politicienii implicați, vom vorbi în scurt timp despre Gigi Becali. Ce se află în spatele arestării lui Gigi Becali? Toată lumea spune că se află, eu știu, o comandă politică. Nu, se află exact decizia... Politic? Nu. Este exact decizia Marii Curții Supreme de Justiție în care l-a condamnat pentru o fraudă. Clar, nimeni nu spune și toată lumea se leagă de faptul că Gigi Becali a fost condamnat pentru schimb de terenuri. Da, dar împreună cu el și în parte la momentul ăsta aceeași celulă a fost condamnat și fostul ministru al apărării și fostul șef al Marelui Stat Major al Armatei Române. Nimeni nu se axează pe cei doi care... de fapt reprezintă coloana vertebrală acestui act de corupție și nu Gigi Becali, care are 6 clase sau 3 clase, 2 mai mult ca trenul, eu nu știu câte școale are. Problema este că ne axăm pe el pentru că are un limbaj colorat, suntem șmecheri și de fapt cam toți suntem la nivelul lui pentru că acest circ e urmărit de toată lumea. Asta se vrea a se transmite populației. Era o vorbă la Imperiul Roman, vrei să-ți liniștești poporul, dă-i pâine și circ. Noi avem circ din belșug, pâine mai puțin, probabil că cu timpul s-a estompat cererea asta de pâine și circ și românul se mulțumește numai cu circ și circ. Iată că arestarea lui Gigi a împărțit lumea în două, parcă. Arestarea lui Gigi a împărțit lumea în cei care am explicat cum au fost cu doamnele gestionarile de la benzinărie, care în loc să îmi pună mie motorină la mașină, stăteau și își povesteau ele și plângeau de Gigi Becali că a făcut și ceva bine. Și alții care se recunosc în șmechereala făcută de Gigi Becali. E un infractor, e un clar lucru, un șmecher care a plecat cu bani din perioada comunistă, a vândut blugi, a vândut ce a vrut să vândă. Marele lui noroc, și ar trebui luat un exemplu de aici, de toată țara, marele lui noroc este că s-a axat pe ce știa să facă mai bine, oieritul. Și atunci... el de fapt a cumpărat terenurile respective, nimeni nu știe și nimeni nu spune, terenurile respective le-a cumpărat ca să-și facă pășuni, să aibă el mii de oi ca în Australia. Numai că acele terenuri au crescut în valoare fantastic de mult și s-a făcut antreprenor imobiliar, s-a făcut samsar de terenuri. Deci vedem că plecând de la bază,
putem deveni milionari. Deci să nu încercăm să reinventăm roata, să luăm de la bază sistemul economic și atunci probabil o să ieșim din situația în care suntem, situația asta haotică, economică și așa mai departe. Da, arestarea aceasta al Gigi Becali reprezintă un sistem de alarmă pentru oamenii grei din politică? Nu, reprezintă un sistem de alarmă pentru toți infractorii. E simplu, omul în fața legii nu este greu în politică sau mai puțin greu în politică sau slab în politică sau cu influențe. Știm că așa se face, vedem că așa se face. Sună telefonul, rugăm, transmiteți numai SMS-uri, nu răspundem la apeluri. Nu cred că este mesaj mai speriat. Continuă, deci, continuă. Deci e un semnal pentru, efectiv, pentru toți infractorii. Am primit un mesaj destul de drăguț. Ce ați spune dacă ar veni comunismul? Aș spune că e o tâmpenie și părerea mea este că să evităm să ne aducem aminte de comunism. Nu știu câți ani aveți, vă respect mesajul, numai că dacă ați fost mici înainte de 89, întrebați-vă părinții cum era să ai jumătate de pâine pe zi și rație la salam. Dacă sunteți suficient de mari, aduceți-vă cât frig aveați în apartamente. Nu era atâta corupție și atâți infractori și atâta democrație înțeleasă greșit. Eu sunt de acord săptămâna viitoare să facem o emisiune. Ne bucurăm și vă mulțumim că ne-ați transmis mesajul. Vom face o emisiune pe tema asta vinerea viitoare, în direct. Vom analiza corupția din perioada comunistă. Eu am prins suficient de mulți ani, am și fost angajat suficient de mulți ani în perioada aia. Vă pot explica cum se făceau angajările, cum îți luai un apartament, cum îți luai un televizor color. Am avut activitate, eu știu, ca și angajat și după Revoluție, știu exact cum s-a întâmplat, am experiență ca și antreprenor, am fost și în străinătate 12 ani și am locuit acolo, deci putem să facem o comparație și mulțumim foarte mult pentru subiectul pe care ne l-ați dat. Săptămâna viitoare ne vom ocupa. Atunci, săptămâna viitoare vom vorbi despre acest subiect. În această seară s-a terminat speciala noastră ediție de vineri. Sigur că da. Ar trebui să ne luăm la revedere pe vinerea următoare cu Marius și Teodora, mine. Întotdeauna vinerea și întotdeauna cu Marius. Mulțumim încă o dată, mulțumim că sunteți alături de noi, mulțumim pentru SMS-uri, vă mai așteptăm și pe Facebook, la pagina noastră Banii Tăi. Mulțumim că sunteți alături de noi, ne puteți vedea în fiecare seară, 19 și 15, de luni până joi, cu o pastilă de 10 minute, vinerea întotdeauna în direct. Încă o dată vă urăm o seară plăcută, mulțumim sponsorilor. La revedere, o seară revedere. Plăcută. Emisiune sponsorizată de Condor Oil.